Să lăcu pacea Domnului, bine ați venit la biserică și vă invit ca împreună să deschidem serviciul divin cu imnul 192, Doresc a ta prezență. Și la acest început de sabat am putut să venim în locașul de închinare. Îți mulțumim că avem pace în țară și putem să ne închinăm liniștiți. Te rugăm să cobori Tu cu Duhul Tău cel Sfânt peste vorbitor și peste noi, ca să putem primi cuvântul de la Tine și să-L împlinim în viețile noastre. Amin. Te rugăm să ne ajuți ca acest sabat să ne umple mai mult de cuvântul Tău, mai mult de Duhul Tău și să începem să trăim mai mult veșnicia alături de Tine. Amin. Și am cerut toate lucrurile acestea prin Duhul Sfânt și prin meritele Domnului Iisus Hristos de la cruce. Amin. Amin. Așa cum stăm înainte ca să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, vă invit ca să mai cântăm o cântare împreună, dacă are cineva o propunere din sală. 434? 434. Thank you.
Aprobarea că mai putem cânta o cântare. Așa că 626. Vă spun tuturor pacea Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie că sunteți de-ai casei, fie că sunteți musafiri. În seara aceasta ne bucurăm să fim împreună. Știe cineva în ce zi suntem astăzi? 32 martie, cum ar spune scriitorii mai vechi. 1 aprilie este o zi mai ciudată, ziua asta, pentru că se fac farse, nu? Ați fost amăgiți astăzi, în vreun fel? Ați fost dumneavoastră instrumentul de amăgire al altora? Nu cred că vă ocupați de așa ceva. M-am uitat un pic, am fost interesat să aflu de unde a apărut ziua asta a păcălelilor sau a minciunilor. Se spune, nu mai știe nimeni, oricum, se spune cumva că împăratul Constantin cel Mare ar fi fost vizitat la palatul său de o trupă, o gașcă de bufoni și unul dintre ei a spus: să știi, măria ta, că noi suntem mult mai capabili decât tine să conducem imperiul. Și se spune că împăratul i-ar fi dat una dintre ei ocazia să conducă pentru o zi imperiul bizantin, iar tradiția spune că unul dintre acei bufoni, cel care a preluat pentru o zi, ar fi dat un decret ca ziua de 1 aprilie să fie ziua bufonilor sau ziua păcălelilor. O altă tradiție spune că împăratul Carol al IX-lea, mult mai târziu, prin anii 1560,
ar fi schimbat data de început a anului, care ar fi fost sărbătorită la 1 aprilie, și ar fi schimbat-o, cum avem noi astăzi, pe 1 ianuarie. Dar pentru că pe data respectivă, pe 1 aprilie, se făceau cadouri la început de an, a rămas totuși ca pe 1 aprilie cadourile să fie transformate în tot felul de glume, de bancuri și de minciuni din astea nevinovate sau mai puțin vinovate. În seara aceasta aș vrea să vă spun de la bun început că cei care se numesc copiii lui Dumnezeu spun întotdeauna sau spun mereu adevărul. Amin. Și aș vrea să vorbim în această seară despre partenerul nostru la nevoie, și anume minciuna. Știm din Sfânta Scriptură că minciuna, mai ales cel care în mod frecvent obișnuiește să mintă, îți distruge reputația. Dintr-un om care, cândva oamenii aveau respect față de tine, când oamenii ofereau autoritate cuvintelor tale, cu timpul, la un moment dat, vezi că oamenii nu te mai caută, vezi că oamenii te ocolesc și nu știi de ce. Și Scriptura ne spune foarte, foarte serios lucrul acesta, că minciuna sau ideea de a eluda adevărul, da, comportamentul acesta, nu face altceva decât să îți strice reputația. Vedem, de exemplu, cazul acestei familii, care de altfel era o familie cucernică, o familie credincioasă în biserica primară, care venea la biserică, dădea zecime, dădea daruri. E vorba despre Anania și Safira. Vă amintiți, nu? Și Petru spune, cum a putut diavolul, cum a putut Satana să vă mintă în felul acesta? De aceea nimeni nu își pune numele copilului fetei lui Safira. Ați auzit vreo la biserica noastră să fie, ce face Safira? Prea puțin. De ce? Pentru că și-au pătat reputația în felul acesta, și-au pătrat imaginea prin faptul că, deși au zis că donează totul pentru Dumnezeu o sumă, și-au păstrat o mică sumă pentru ei. Nu așa? Mai avem un alt exemplu. Așa cum spunea la un moment dat Apostolul Pavel, chiar unul dintre poeții voștri spun lucrul acesta, căci cretanii sunt niște mincinoși. Minți ca un cretan. Și-au câștigat acest popor, acest popor de pe insula Creta, reputația pe timpul Apostolului Pavel, că erau niște oameni mincinoși. Și foarte greu să lucrezi cu asemenea oameni care mint. Numai că, vedeți, dumneavoastră, am citit un sondaj sau un studiu făcut undeva în Europa, un studiu recent. Și înainte să citim acest studiu, aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce ne spune Scriptura în Coloseni, capitolul 3, de la versetul 9. Foarte frumos, Dumnezeu aici ne învață și ne spune așa, versetul 9, Coloseni 3 cu 9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Sfatul lui Dumnezeu este la verbul imperativ. Lăsați-vă de minciună. Nu mai mințiți. Cei care mințiți, opriți-vă. Un studiu recent, vă spuneam, ne spune că bărbații mint de 5 ori pe zi. E un studiu. O să-l citesc studiul acesta, nu neapărat că sunt de acord cu el, și o să tragem împreună concluzii. În timp ce femeile mint doar de 3 ori pe zi. Așa spune studiul acesta. Acum apar tot felul de studii în zilele noastre. Au făcut o medie și spun ei că ar fi undeva la 1500 de minciuni pe an. Tot cei care au făcut studiu în cadrul unei universități mai mari spun ei că cel mai ușor de mințit sunt copiii. De ce copiii sunt atât de ușor de mințit? Pentru că părinții doresc să evite să le prezinte realitățile dure din viața lor și atunci deseori îi mint pe copii pentru a trăi într-o realitate paradisiac, așa, o realitate în care să fie cumva scutiți de toate nedreptățile lumii acestea. Deci copiii sunt foarte, foarte mințiți. De la Moș Crăciun și până la alte minciuni care circulă în lumea noastră. Există, spune acest studiu, anumite minciuni care sunt populare. De exemplu, ce spun angajații? Angajații spun următoarea minciună. Nu mă simt bine astăzi, mă simt bolnav. Deci sunt bolnav, nu vin la muncă. Sau, mi-a murit o mătușă și nu pot veni la muncă. Asta e cam urâtă, dar se pare că este folosită. Mi-a murit mătușa, mi-a murit un unghi și nu pot să vin la muncă. Angajatorii, lăsați-ne, vă rog, CV-ul și o să vă căutăm noi.
Asta este o minciună foarte populară în rândul angajatorilor. Apoi există, spun specialiștii aceștia, minciuni spuse pentru ca un bărbat să cucerească o femeie sau pentru ca să fie menținută o relație. Minciunile de genul, vă citesc, arăți minunat, ești fenomenală, ești frumoasă. Apoi alt gen de minciuni, traficul a fost infernal, mă bucur să te văd, nu am avut semnal la telefon sau nu am auzit telefonul. Uite atât de mare era captura pe care am pescuit-o, da? Peștele sau... Da, asta e cunoscută deja. Spun acest specialist că 40% dintre femei mint în legătură cu prețul hainelor pe care și le-au cumpărat. Mai departe, majoritatea oamenilor mint pentru a-și ascunde sentimentele față de anumite persoane, mint atunci când sunt întrebați despre locul de muncă, despre prieteni și despre viața sentimentală. Rostul sau rolul acestor minciuni este acela de uneori de a se pune într-o lumină mai bună în fața altor persoane. Dorești să te dai drept altcineva și pentru asta minți. Și o să vedem imediat lucrul acesta din Scriptură. Sau pentru a evita anumite situații neplăcute, spune studiul. Și acum, care a fost concluzia acestui studiu, cu care nu sunt de acord și nu știu dacă vreau să sunteți de acord? Spune așa, dacă vă regăsiți în lista de mai sus, și 99% dintre persoane spune studiul că s-au regăsit aici, tot minciunile astea pe care le numim vinovate, zice, dacă vă regăsiți în lista de mai sus, puteți să vă considerați o persoană normală. Nu trebuie să credeți că veți fi un personaj care... Sunteți pe punctul de a vă trăda partenerul sau sunteți pe punctul de a fi trădați de către partener, sunteți niște oameni normali, deoarece o minciună nevinovată nu strică niciodată. Închei citatul, închei studiul. Acum, eu nu sunt de acord, repet, cu concluzia acestui studiu, nu știu cât de real este studiul acesta, însă m-am gândit de multe ori, care este linia de demarcație între minciunile care sunt păcat și minciunile care, spunem noi, nu sunt păcat. Sau așa zisele minciuni nevinovate. Minciunile nevinovate, ele sunt permise înaintea lui Dumnezeu sau nu? Vedeți, mea voastră, concluzia acestui studiu ne spune că oamenii zilelor noastre, sau chiar noi, s-au obișnuit atât de mult cu minciuna, încât ea devine parte a vieții cotidiene. Oamenii încep să mintă, oamenii mint. O folosim uneori minciuna drept scuză, uneori chiar o îndrăgim, dar ce este mai grav este faptul că minciuna de multe ori nu mai considerăm un păcat. Atât de tare s-a înrădăcinat minciuna în viața cotidiană a fiecăruia dintre noi, încât am ajuns să nu mai considerăm nicio greșeală asta. Se minte din orice astăzi. Vă dau câteva exemple. Din comoditate, din plictiseală, se minte de plăcere, se minte pentru protejarea cuiva, se minte pentru atingerea unui scop ascuns, se minte din vari motive, dar se minte. Și Scriptura ne spune în această seară, nu vă mai mințiți unii pe alții. Terminați povestea asta. Din cauza faptului că oamenii mint și au ajuns să mintă din orice și pentru orice, am ajuns sau am pierdut percepția adevărată cu privire la minciună. Ce mai este minciună și ce nu este minciună? Indiferent ce spun studiile, indiferent ce spun oamenii că este minciuna și ce nu este minciuna, o minciună nevinovată spune pică bine întotdeauna, spunea acest studiu. Indiferent ce spun studiile, indiferent ce spun oamenii, noi trebuie să avem un reper în viața aceasta despre minciună. Trebuie să ne raportăm la ea din perspectiva cui? Din perspectiva lui Dumnezeu, bineînțeles. Și vă invit în această seară să luăm ca reper Sfânta Scriptură, să luăm un studiu de caz. Există multe situații în Scriptură, în afară de Anania și Safira, vă mai dau un exemplu, Samson. Samson care, în primă instanță, pentru a-și ascunde secretul puterii sale, îi tot spune Dalilei tot felul de adevăruri pe jumătate spuse, nu? Du-te și fă asta. Nu putea să-i spună, mă, nu pot să-ți spun, nu. Samson a ales calea aceasta a minciunii. Oricum o dăm, acolo ajungem.
Există și cazul lui Cain și Abel. Când Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău? Știți care este primul răspuns al lui? Nu știu. Și apoi continuă și spune el, sunt eu păzitorul fratelui meu? Nu, el a mințit pe față, a zis, nu știu. Păi tu știi unde este. Doar că minți. Aș vrea să luăm un studiu de caz foarte pe scurt și împreună să analizăm unde a ajuns societatea noastră, unde am ajuns noi la acest capitol al minciunii. Mai este minciuna astăzi păcat? Nu mai este păcat? Am auzit un caz în Câmpina când o soră a fost pusă sub disciplină în biserică pentru minciună. Acum câțiva ani, bineînțeles. Pentru că femeia aceasta mințea în mod repetat, în mod constant și pe față, biserica a zis, nu mai, trebuie să ne oprim. Și au dus-o în fața bisericii și e vorba de biserica adventistă, da. Și a fost pusă sub cenzură, pentru minciună. În 2 Samuel, capitolul 1, vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu. Există aici un model, un studiu de caz, hai să spunem așa. Probabil că îl cunoaștem sau am auzit despre acest studiu, care ne scoate la iveală, până la urmă, natura omului, slăbiciunea naturii umane și rolul pe care educația în familie îl are asupra unui tânăr. Biblia ne spune de la versetul 2 că a treia zi a venit un om din tabăra lui Saul cu hainele sfâșiate și cu capul presărat cu țărână. Când a ajuns în fața lui David, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis, de unde vii? Și el i-a răspuns, am scăpat din tabăra lui Israel. David i-a zis, spune-mi ce s-a întâmplat? Și el a răspuns, poporul a fugit de pe câmpul de bătaie și un mare număr de oameni au căzut și au pierit. Chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit. Opresc un pic aici și aș vrea să fac o paranteză. David este omul care știe să rabde ani întregi. David este omul care nu ia nimic cu mâna lui înainte de termen. David este omul care îl consideră pe Saul unsul Domnului și atâta vreme cât Saul este unsul Domnului, îl tratează cu cel mai mare respect. El îl respectă pe dușmanul lui din pricina celui ce l-a uns pe Saul. Și cel care l-a uns pe Saul este chiar Dumnezeu. Și în virtutea acestei filozofii pe care David o are, David nu se va atinge de Saul. Chiar îmi permit să spun că dacă Saul n-ar fi murit, David nu s-ar fi atins de el niciodată. Îmi permit să spun asta pentru că mă uit la istoria lui David și văd faptele lui. Generalii lui, cei mai puternici generali, au rămas surprinși când s-au uitat la David și au văzut că nu face nimic în direcția aceasta să termine totul. S-ar termina povestea asta foarte simplu. Și chiar mă gândeam la evenimentul cu peștera din Enghedi, când soldații spun, nu vezi aici, că aici e mâna lui Dumnezeu, este o experiență cu Dumnezeu, tu o trăiești aici, pe față, viu, live. Când o să mai prinzi tu ocazia ca Dumnezeu să ți-l aducă pe acest dușman al tău și să te răzbun pe el? Termină totul, termină povestea. Și oamenii, să știți, oamenii contemporani cu David n-au putut să înțeleagă niciodată modul acesta lui David de a-l trata pe Saul, de a privi la Saul ca un uns al Domnului, deși Dumnezeu l-a părăsit, deși Saul l-a părăsit pe Dumnezeu. Acum e o poveste lungă asta, cum îi tratăm noi pe unșii Domnului. Dar nu despre asta e vorba acum, nu. O să spuneți, frate, dumneata ești în căruță, îți permiți să vorbim? Nu vreau să intru pe teritoriul acesta, numai că știu și eu cum ne raportăm de multe ori și noi la liderii spirituali și la conducătorii bisericii. Însă vreau să merg mai departe și vreau să vă mărturisesc că David este omul care are o filozofie diferită de restul lumii. Vă spuneam că oamenii lui n-au înțeles filozofia aceasta lui de viață, și anume că el îl respectă pe cel care unge. Nu neapărat pe oamenii unși, dar pe cel care unge. Și dacă Dumnezeu a zis, eu l-am uns, pentru mine rămâne unsul Domnului. Cu atât mai puțin, dacă oamenii lui David, izraeliți, n-au înțeles, cu atât mai puțin consider eu că acest tânăr amalecit a putut să înțeleagă chestiunea aceasta. Biblia ne spune că acest tânăr amalecit
vine cu o poveste, vine cu o istorie în fața lui David, regelui David, care nu era, încă nu era înscăunat, încă nu avea tot poporul de partea lui, și vine cu această poveste și vedeți dumneavoastră cum acționează minciuna. David îl întreabă cine ești și de unde vii. Și acest tânăr, uitați-vă puțin, oferă niște detalii. Spune așa, poporul a fugit de pe câmpul de bătaie și un mare număr de oameni au căzut și au pierit, chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit. Spunea adevărul el sau nu? Sigur că da. Sunt convins că el a fost acolo, nu vorbea din imaginație. El a fost acolo, a fost prezent. Și oferă aceste detalii. Și până aici el spune adevărul. Însă vine David și spune, dar de unde știi tu că Saul și fiul său Ionatan au murit? Și tânărul acesta, împins de viața pe care, spune eu, a trăit-o până atunci, împins de educația pe care au fi primit-o de la mama lui, repet, era amalecit, de la tatălui, probabil, tot ceea ce urmează să povestească el nu este altceva decât o istorie imaginată de acest tânăr, pe care el n-a trăit-o niciodată, dar întrebarea este de ce totuși el a avut curajul să străbată o anumită distanță, să meargă cu această poveste și să o spună regelui David. Spune Biblia mai departe, tânărul care îi aducea aceste vești a răspuns versetul 6. Am venit din întâmplare pe muntele Gilboa și Saul stătea rezemat în sulița lui și carele și călăreții erau aproape să-l ajungă. Era adevărat? Era adevărat și asta era adevărat. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Și eu am zis, iată-mă. Și el mi-a zis, cine ești? I-am răspuns, eu sunt amalecit. Și a zis, apropie-te dar și omoară-mă, căci m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă plin de viață. Nimic din ceea ce acest om spunea aici nu era adevărat. De ce? Pentru că e adevărat că Saul a avut un dialog, dar nu l-a avut cu el. În versetul 3 din capitolul 31, 1 Samuel 31 cu 3, Saul spune că a fost prins în toiul luptei, arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele, scoateți sabia și străpunge-mă. Observați, acest tânăr e posibil să fi fost martor la acest eveniment, dar tot ceea ce i-a spus el lui David nu era altceva decât o închipuire, da? O istorie fabricată. Era o istorie fabricată, începe să mintă gândind că probabil va produce o mare bucurie, o mare satisfacție lui David și probabil că o mare răsplătire împărătească va veni peste el. Pentru că întotdeauna vreau să vă spun, dacă veți dori să memorați ceva în seara aceasta, întotdeauna diavolul va promite protecție mincinosului. Ăsta e un lucru pe care trebuie să-l reținem. Întotdeauna diavolul va promite protecție mincinosului. Va promite răsplătiri mari, va promite poziții înalte. Sunt convins că acest tânăr s-a gândit, din perspectiva lui umană, dacă voi merge cu povestea aceasta, n-am cum să nu fiu primit cu brațele deschise, cu lauri, cu trâmbițe. O să fie o mare biruință. Numai că omul acesta nu știa un lucru și nu știau nici cei din jurul lui David, că un om al lui Dumnezeu nu se bucură niciodată de nelegiuire. Un om al lui Dumnezeu se bucură doar de adevăr. Eu zic amin. N-au știut-o nici ei din preajma lui David și n-a știut-o nici acest amalecit. De aceea, iubiții Domnului, mincinosul, să știți că își face niște calcule. Întotdeauna omul care trăiește în minciună își face un calcul rapid. Mincinosul se asigură, se uită în stânga, se uită în dreapta, să nu se întâmple vreun accident. La fel cum dumneavoastră când ajungeți într-o intersecție, cu toții, noi așa ne uităm în stânga, în dreapta, ne asigurăm, nu? Dar ce accident s-ar fi putut întâmpla în cazul lui? Păi era posibil ca cei care erau în tabăra lui David să fi fost și ei acolo, martori, și să fi zis, băi tinere, ce spui tu nu e așa. Astea sunt accidentele pe care uneori mincinoșii încearcă să le evite. De aceea în mintea unui mincinos, creierul lucrează ca un calculator cu o grămadă de combinații, o grămadă de calcule și le face mincinosul. De ce spune o vorbă românească că minciuna are picioare scurte? Pentru că minciuna nu te duce, dar nu te duce departe, nu?
Te duce o bucată scurtă de timp, o distanță destul de scurtă, nu lungă. Și o să vedem de ce. Întotdeauna vă spuneam că Satana promite protecție mincinosului, promite răsplătiri, promite poziții înalte. Și vreau să citim mai departe ce spune omul acesta, versetul 10. M-am apropiat de el și l-am omorât, știind bine că n-avea să mai rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cununa împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț și le-am adus aici domnului meu. Cel care minte folosește aici niște detalii semnificative. Am fost, l-am luat, pentru că el era un foarte bun psiholog. Ca să poți să fii crezut, ca o minciună să fie crezută, trebuie să vii cu anumite detalii. Trebuie să spui lucrurile clare. Și mai există aici un detaliu foarte, nu știu dacă ați băgat de seamă, spune Scriptura că el venise cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit, arătând el trauma prin care a trecut, durerea, nu știu ce a fost în mintea lui oricum. Dar oricum a încercat să mintă într-un mod grosolan. Și vă spuneam, dragii mei, că ceea ce a făcut el, povestea lui, nu este produsul unui accident. A mințit. O chestiune de moment. Nu, ci este produsul unei educații de o viață întreagă pe care omul acesta a avut-o în fiecare... Omul acesta, acest tânăr, s-a învățat să mintă într-un mod constant și continuu. Aici este marea problemă. Pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră părinți, și eu sunt părinte, o să ne întâlnim într-o zi cu roadele trăirii noastre în propriile noastre familii. O să ne întâlnim cu propria noastră înșelăciune pe care am practicat-o în fața cui? În fața propriilor noștri copii. Sună telefonul, spune că nu sunt acasă, spune că tata nu e acasă, spune așa și copilul acela va crește cum a crescut acest tânăr amalecit, care o viață întreagă, viața lui a fost îmbibată în minciună. De aceea a fost atât de ușor să vorbească despre o crimă pe care el n-a înfăptuit-o niciodată. Dragii mei, această poveste, această istorie, pentru mine și sper că și pentru dumneavoastră, este un semnal de alarmă. Este un semnal de alarmă foarte puternic care ne spune așa, că oricâtă protecție ne va promite diavolul, într-o zi, toți cei care își permit să mintă, din vari motive, din orice motiv ar dori ei, minciuni nevinovate, spun ei, într-o zi vor căuta refugiu, vor căuta protecție și nu va mai exista. Vor rămâne descoperiți. Vor spune Scriptura, vor fugi la stânci și la munți și spune, cădeți peste noi, nu? Asta vor căuta un refugiu. Toți aceia care o viață întreagă au practicat minciuna. Pentru că Saul era unsul Domnului, Scriptura ne spune că cel care îi ducea armele s-a temut să-l ucidă. Dumneavoastră știți că cel care duce armele unui împărat, din ce am citit, din ce am studiat, este cel mai puternic om al armatei. Este un om puternic, este un om curajos. Și m-am gândit, de ce a fost teama acestui om să-l ucidă pe Saul? Când Saul i-a zis, omoară-mă, vezi că sunt rănit, nu mă lăsa așa. Vreau să cred că filozofia de viața lui David, modul lui de a vedea lucrurile din perspectiva aceasta, a ajuns și la urechile soldaților lui Saul, a ajuns în tot Israelul să fie cunoscut. Și eu așa cred eu, nu știu dacă e așa, cred că el a avut acest respect pentru unsul Domnului. Chiar acest soldat n-a avut curajul, a avut teamă. Însă să știți, dragii mei, că din păcate a existat unul în tabăra lui Israel care n-a avut niciun respect față de unsul Domnului. Omul acesta nu a prețuit chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o și vreau să vă spun de la bun început că unșii lui Dumnezeu nu se sinucid nici prin curvie, nici prin minciună, nici prin comportamente care dezonorează numele lui Dumnezeu. Niciodată un uns al lui Dumnezeu nu se va sinucide. Acolo a ajuns omul acesta. Acolo a ajuns chiar el. Însă omul acesta nelegiuit, despre tânărul amalecit vorbim, a venit cu această coroană și cu această brățară ca niște elemente ale adevărului, nu-i așa? Și restul, așa cum vă spuneam, era o poveste fabricată.
Spune Scriptura că David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Au jelit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul. Pentru că asta face un om al lui Dumnezeu. Vă spun, repet, nu se bucură de nelegiuire, nu se bucură de minciună, ci se bucură de totdeauna de adevăr. L-a durut pe David pentru moartea lui Saul. Și acum vedeți dumneavoastră, omul acesta, probabil că uitându-se la scena din fața lui, cum oamenii aceia jeleau și plângeau pe Saul, ar fi dorit să întoarcă cuvintele pe care le-a spus. Probabil că i-a părut rău. A zis, mă, în ce am intrat aici? Cine m-a pus? Numai că Biblia ne spune că a fost prea târziu. După ce au trecut zilele de jale, a fost chemat omul acesta și s-a întâlnit cu roadele minciunii sale, și anume cu moartea. Această istorie se încheie trist și David spune, cum nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Cu aceste cuvinte tragice se încheie acest episod. Și această istorie, dragii mei, este un avertisment pentru tot aceia dintre noi care ne permitem uneori să glumim cu minciuna. Ne permitem să ne batem joc de adevăr. Să trăim uneori o viață în care se poate și așa. Va veni ziua când omul va sta față în față cu adevărul pe care l-a ascuns poate o viață întreagă sau l-a renegat o viață întreagă. Atunci nu va mai exista nici protecție și nici refugiu. Dragii mei, în fiecare minciună să știți că există un laț. Scriptura ne spune că mincinoșii nu sunt originali. Orice mincinos care vă minte și tânărul ăsta pare că a fost foarte original în minciuna lui. Nu, niciun mincinos nu e original. Știți de ce? Pentru că Biblia spune că există un alt original. Tatăl minciunii, care este diavolul. De acolo pleacă toate. De aceea Petru a zis, cum v-a făcut Satana să mințiți Anania și Safira? Chiar așa folosește Petru. Pentru că Petru știe că în spatele acestei minciuni se afla diavolul. Aș vrea să vă spun că dimensiunile minciunii sunt atât de vaste, sunt atât de mari, încât noi nu ni le închipuim. Doar Scriptura ne ajută cumva să ne dăm seama de consecințele și de problematica minciunii. Avem în Romani, capitolul 1, cu versetul 25, spune aici Scriptura, în Romani 1, cu 25, căci au schimbat în minciună au schimbat adevărul lui Dumnezeu. Și de ce au schimbat oamenii în minciună adevărul lui Dumnezeu? Spune, pentru că au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Relația falsă cu Dumnezeu, relația oamenilor de astăzi, care e falsă, Dumnezeu spune că este o minciună. Atunci când omul își îndreaptă închinarea, atenția și încrederea dinspre Dumnezeu, înspre un muritor, oricare ar fi el, oricum s-ar numi el, și încearcă să-l ridice înaintea oamenilor, încearcă să-l venereze, încearcă să-l stimeze, spune Dumnezeu că oamenii aceștia trăiesc într-o minciună. Au schimbat adevărul pe o minciună pentru că au slujit, spune încă o dată Biblia, și s-au închinat făpturii în locul Creatorului. Apoi, un alt exemplu de minciună, în 1 Ioan, capitolul 2. 1 Ioan, capitolul 2. Și voi încheia aici. Scriptura ne spune, cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Când pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu, dar tu nu împlinești cuvântul lui, tu ești un mincinos, fratele meu și sora mea. Când pretinzi, când lumea aceasta știe că tu îți permiți să mai minți, tu îl trădezi pe Dumnezeu. Ca în acea poveste când un arab spune că la un moment dat a găsit un om în pustie, un om fără apă, un om pe pragul morții și l-a luat, l-a pus pe cămilele sale și l-a dus într-o oază. Și acolo l-a hrănit, i-a dat apă, a fost ospitalier. Și noaptea omul acesta s-a urcat pe o cămilă, a furat o cămilă și a fugit cu ea. Și istoria spune că arabul a strigat după omul acesta în timp ce el fugea. Zice, știi ce ai făcut? Știi ce ai făcut? De astăzi înainte, pe drumul acestor caravane, nimeni nu va mai avea curajul să mai fie ospitalier. Nimeni nu va mai avea încredere în nimeni.
Gestul tău de a trăda încrederea noastră n-a făcut altceva decât pe viitor niciunul dintre noi să nu mai facem acte de caritate. Pentru că acestea, dragii mei, sunt urmările minciunii. Dacă cineva spune că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu păzește poruncile lui, este un mare mincinos. Și Dumnezeu este dezonorat. Pentru că oamenii spun, eu am avut așteptări de la voi. Eu de la mine nu am. Eu sunt un amalecit, poate să spună. Dar tu care pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu. Apoi, pentru că suntem înaintea momentului împărtășirii cu simbolurile sfinte, permiteți-mi să mai citesc un text tot din 1 Ioan, capitolul 4 cu versetul 20. De asemenea, Biblia spune, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este tot un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Dacă tu pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu și nu te-ai împăcat cu frații tăi, ai încă probleme în familia ta, ai probleme cu rudele tale, ai probleme cu frații tăi, spune Scriptura că ești un mincinos. Nu o spun eu, Scriptura o spune. Dragii mei, un mesaj al lui Dumnezeu este bun în măsura în care El ne dă și o soluție, nu? Și cred că soluția bună ar fi ca de astăzi înainte oamenii să ne cunoască ca oameni care spunem adevărul. Ce ziceți de soluția aceasta? De astăzi înainte să ne propunem, Doamne, dă-mi Tu putere, dă-mi Tu curaj, să fiu cunoscut ca un om care întotdeauna spune adevărul, orice s-ar întâmpla. E grea lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu, dar este posibilă prin ajutorul Lui. Mă invit în această seară să ne luăm acest angajament. Doamne, sunt în fața simbolurilor sfinte. Mâine o să mă împărtășesc. Vreau să mă iert de toate minciunile pe care le-am spus. Doar ca să dau bine în fața cuiva. Doar ca să pretind că să impresionez pe cineva sau să câștig niște beneficii, să am niște interese ascunse, am mințit, Doamne. Vreau să mă ierți pentru minciunile în care poate am trăit și eu și poate i-am tras și pe cei din familia mea. Le-au auzit și ei. Se vor întâlni într-o zi copiii mei cu ceea ce i-am învățat eu. Ca acest tânăr amalecit care bea minciuna ca apa. I-a fost atât de ușor să mintă și a sfârșit atât de tragic. Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie o viață trăită în adevăr și să rămânem pe adevărul care ne-a fost dat prin Domnul Iisus Hristos. Amin. La final vă invit să încheiem cu cântarea 221. Stau pe adevărul care a fost rostit.
care locuiești în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru că Tu în fiecare zi ne copleșești cu dragostea Ta și ne arăți, Doamne, căci Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Îți mulțumim, Doamne, pentru că noi suntem copiii Tăi și vrem să urmăm din toată inima și cu toată ființa noastră exemplul Domnului Iisus Hristos. Dar în această seară dorim, Doamne, să ne ierți, pentru că de multe ori am călcat pe terenul diavolului, am trăit în întuneric, mi-a plăcut întunericul, am urât lumina. Vrem, Doamne, ca să ne ajuți Tu să fim cunoscuți pentru adevăr și pentru trăirea adevărului. Fie-ți Tu milă de fiecare dintre noi și ajută-ne ca într-o zi, Doamne, să nu căutăm protecție la oameni, la stânci și la munți, ci să Te așteptăm din toată inima și să spunem, Doamne, știam că Ai să vii, știam că speranțele noastre nu au fost dezamăgite. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru făgăduințele Tale și Te rugăm în continuare să rămâi cu noi și Tu să ne fii, Doamne, atât adevăr, cât și dragostea pentru adevăr. Prin Domnul Iisus m-am rugat. Amin. Această cântare și rugăciune, serviciul divin din seara aceasta a luat sfârșit. Cine dorește, mâine dimineață la ora 10, până la ora 10 jumătate va fi rezumatul școlii de sabat, iar de la ora 10 jumătate va fi Sfânta Cină. Cine dorește să vină la biserică este așteptat cu bucurie. Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin.